Două clădiri vechi de peste 100 de ani din curtea Spitalului Județean Hunedoara vor fi demolate în cel mai scurt timp. În cele două clădiri, dărăpânate și insalubre, și-au desfășurat activitatea timp de 7 ani conducerea și aparatul administrativ al Spitalului Județean. Odată cu darea în folosința noii clădiri în care va funcționa UPUDEVA, aparatul administrativ al spitalului va funcționa la etajul 1 al clădirii, într-un spațiu nou, modern și igienic. Clădirea administrativă, în care timp de 7 ani și-a desfășurat activitatea conducerea Spitalului Județean din Deva, a fost construită în anii 1800 și nu mai prezintă niciun fel de siguranță. Clădirea este plină de igrasie, de pereți crăpați, cu birouri întunecate, improvizate în spații care în trecut erau saloane sau băi. Ședințele în care s-au elaborat strategiile și proiectele de investiții se țin într-o clădire apropiată, fostă magazie, printre materiale inutile depozitate, claie peste grămadă din lipsă de spațiu special amenajat. O renovare a celor două clădiri nu mai este posibilă, prin urmare Consiliul Județean Hunedoara a luat decizia ca în cel mai scurt timp acestea să fie demolate. La fel și clădirea de pe strada Barițiu, în care funcționează secția de pneumologie a Spitalului Județean. Că știți că pe Barițiu mai avem și acolo și aia este în condiții execrabile. Și atunci, după ce facem oncologia nouă și terapia, radioterapia, mutăm oncologia de aici, prelungim cele două aripi și aducem tot ce e de pe Barițiu aici. Și atunci va fi un spital pneu. Da, pneul de pe Barițiu îl aducem aici și atunci totul va fi integrat aici, numai și pe Barițiu. Și la fel și pe Barițiu. Nu poți să mai bagi bani în clădirile alea. Se duc naibii, ca și asta. Și atunci, vinim și prelungim cele două aripi încoace ca să facem 40 de locuri de spitalizare pentru pneu și va fi bine. În locul clădirilor demolate, în curtea spitalului, vor fi create locuri de parcare și un mic parc cu zonă verde. Odată cu darea în folosință a noii clădiri în care va funcționa UPUDEVA, aparatul administrativ al spitalului va funcționa la etajul 1 al clădirii, într-un spațiu nou, modern și igienic.